Un chinez și-a regăsit fiul răpit când era copil după 24 de ani de căutări. În timpul acesta a parcurs sute de mii de kilometri pe motocicletă în toată China. Totul a fost posibil datorită unui test ADN. Revederea impresionantă a declanșat un val de emoții pe rețelele sociale. La 24 de ani de la răpire, tatăl și-a găsit copilul datorită unei baze ADN. După ce băiatul a făcut un test ADN, poliția i-a spus lui Guo că un tânăr profesor de 26 de ani, care locuia în provincia centrală Henan, era fiul său dispărut. O televiziune chineză a prezentat imagini cu emoționantă revedere a părinților cu fiul lor. Fiul lui Guo Gangtang avea doar 2 ani și 5 luni când a fost răpit din fața casei unde se juca. Răpitorii l-au vândut unei alte familii. Când fiul său a dispărut, tatăl a renunțat la serviciu și a început să străbată țara în lung și în lat pe o motocicletă, la care a atașat steaguri mari cu fotografia fiului său. Traficul de copii a înflorit în China în ultimele decenii ca urmare a aplicării așa numitei politici un singur copil. De la lansarea unei baze de date ADN în 2016, poliția a ajutat peste 2600 de copii răpiți să-și găsească părinții biologici.